la realizarea acestui volum. Eu am ținut manuscrisul 5 ani, tradus în turcă, de către o traducătoare care acum lucrează la Uniunea Europeană și la British Council în Turcia. A fost prima ei experiență cu traducerea și de bun augur. Totuși, cartea n-a putut să plece fără o copertă, proiectul fiind început într-un proiect european, s-a finalizat cu o lansare inițială în Anglia, în Londra, la un alt proiect european, cu ajutorul colegului nostru de stoinic, Ovidiu Vasile, am reușit performanța ca în 2 săptămâni acest volum să prindă formă materială. Îmi cer scuze că nu am pentru fiecare dintre dumneavoastră la această ediție cartea. Eu nu știam, ajung, nu ajung. Plecarea mea a fost așa destul de rapidă, dar promit că la o ediție viitoare voi avea cățile mele. Da, sigur, cu mare drag. Deci este o reușită a editurii Transylvanian Editions, pe care doresc să o mențin și să putem să contextualizăm în continuare limba română în contextul european, pentru că este foarte important că atunci când un englez o citește, el face comparația și vede fondul latin pe care îl avem, fondul comun al limbii, așa încât, la modul subliminal, toleranța dumnealor față de noi românii, înfierați un pic cu atâtea filme de Dracula, despre Dracula, destul de terifiante, deci această toleranță începe să se deschidă către noi într-un alt fel. Am observat aceasta în lansările pe care le-am realizat la Londra cu aceste traduceri trilingve și sper să continuăm pe aceeași linie cu editura. Vreți să întrebați ceva pe Ionela? Sau putem trece la următorul moment? Vreți să întrebați ceva pe Ionela? Da.